Breaking news în continuare la România TV este informația acestei ore. Gigi Becali ar putea să-și execute pedeapsa acasă. Doi parlamentari propun ca deținuții care nu au săvârșit fapte foarte grave să fie lăsați să plece din închisoare și să fie monitorizați cu brățări pentru arestul la domiciliu. Toate explicațiile vin chiar acum de la colega noastră, Viorela Grecu. Bun găsit, Viorela! Bun găsit, deputatul Mădălin Voicu din partea PSD și deputatul minorităților Nicolae Păun vin cu o nouă propunere privind pușcăriașii care sunt condamnați pentru infracțiuni mai puțin grave. Aceștia ar urma să fie scoși din închisoare și ținuți la domiciliu. Un fel de arest la domiciliu, așa cum se practică, spre exemplu, în America, ar urma să fie însă dotați cu niște brățări speciale care să aibă un microchip, astfel încât să fie atent monitorizați 24 de ore, astfel încât să nu poată părăsi domiciliul așa cum au stabilit autoritățile. Aceasta este propunerea cu care vin ei. Spun că în felul acesta statul n-ar mai trebui să plătească pentru acești deținuți, să le plătească întreținerea, masa, că practic deținuții își vor plăti toate aceste lucruri, inclusiv brățările, atenție, ar urma să fie plătite de deținuți. Închisorile ar urma în felul acesta să fie eliberate de cel puțin câteva mii de persoane care în momentul acesta sunt arestate pentru fapte nu foarte grave. A încercat să nu mai trimitem în sistemul penitenciar persoane care au săvârșit anumite infracțiuni mici, care nu au un impact foarte mare asupra societății. Adică fapte mici, nu de o gravitate mai mare, să putem acele persoane să le controlăm altcumva. Adică ei să facă un fel de arest la domiciliu. Exact ca în Statele Unite. Au o brățară la mână, execută pedeapsa sau la picior, execută pedeapsa acasă, sunt clar sub control, nu au voie să depășească un perimetru. Este informația acestei ore și încercăm să înțelegem cum s-ar putea produce acest lucru. Într-o legătură telefonică se află domnul Sorin Dumitrașcu, președintele onorific al Federației Sindicatelor din Penitenciare. În studio se află colega noastră Lidia Mitchievici, iar într-o altă legătură telefonică, doamna Paula Iacob, avocat. Și cu permisiunea dumneavoastră, doamnelor, l-aș întreba pe domnul Sorin Dumitrașcu cum ar funcționa acest sistem. Înțeleg că acest sistem a fost pus în aplicare și îl vom întreba în foarte scurt timp acest lucru pe domnul Dumitrașcu, vom reface acea legătură telefonică și mergem atunci la doamna Paula Iacob. Doamna avocat, cum vi se pare această inițiativă venită din Parlament, cei care nu au pedepse, cei care nu au săvârșit acte foarte grave, să execute pedepsa în afara închisorii? Alo? Ne auzim? Bun găsit, doamna Alo. Paula Iacob. Da. Întrebarea este cum vi se pare acest proiect? Propunerea vașurilor, să-mi spuneți. Proiectul de lege spune așa, cei care nu au săvârșit acte foarte grave, este de văzut ce fel de acte foarte grave, să își execute pedeapsa în afara închisorii, purtând o brățară cu GPS. Da. Dacă v-aș vrea un amănunt, cine a făcut această propunere? Te rog, Lidia. Ce deputați? Mădălin Voicu și domnul Nicolae Păun sunt cei doi parlamentari care au propus. Îi felicit pe amândoi pentru ceea ce au făcut. Pe Mădălin îl știu de mic, fiind colegă de liceu cu mama lui, nu, de clase primare, ce vorbesc eu de liceu, dar pentru Păun, care mi s-a părut un tânăr visător, din etnia romă, cu care am schimbat câteva vorbe și care visa să facă foarte multe acum mulți ani, când încă nu reținem, era în această situație. Reținem, doamna avocat, că este o inițiativă bună dumneavoastră. Bun, haideți să vedem tehnic, dacă e posibil. Pot să continui sau aveți altceva? Vă rog. Deci, ideea este bună, am văzut-o cu ochii mei existentă. Există și în Italia arest la domiciliu. Și cred că, și nu mi-amintesc, Spania sau în altă țară europeană. Deci am văzut cu ochii mei acest lucru, am văzut și în America. Mă rog, nu discut de America, unde la Miami au închis o închisoare, fiindcă n-aveau aer condiționat în toate camerele. Dar ceea ce pot să vă spun este că aș merge nu numai pe ideea de a se aprecia
dacă erau infracțiuni grave sau nu. Orice infracțiune până la 4 sau 5 ani. Acordă-le oamenilor un credit. Fă-i să înțeleagă că pot fi oameni și dacă au călcat legea și dacă au trecut acest praguri. Avocat, pentru că ați spus că ați văzut această metodă pusă în aplicare în alte țări, vă spuneam că l-avem pe domnul Sorin Dumitrașcu. O secundă, doamnă avocat. Îl avem pe domnul Sorin Dumitrașcu, președintele onorific al Federației Sindicatelor din Penitenciare și dânsul poate să ne explice tehnic dacă este posibil acest lucru. Domnule Dumitrașcu, știu că a fost un proiect pilot, s-a făcut și o lege în acest sens. Înțeleg că nu se prea pune în aplicare. Da. Legislația în acest sens deja există. Nu știu ce, n-am văzut exact acest proces, acest proiect, dar înțeleg că de fapt reinventează ceva ce există, doar că nu se pune în practică de către instanțele de judecat. Noi măsuri alternative sau măsuri care să înlocuiască închisoarea avem și acum, doar că instanțele nu le folosesc foarte des. Haideți să explicăm cum s-ar întâmpla. Cum s-ar întâmpla? Adică dacă s-ar întâmpla foarte simplu, în sensul că instanța ar aplica o altă sancțiune care înseamnă libertate supravegheată. Și acum se aplică astfel de sancțiuni, doar că nu sunt cu astfel de dispozitive electronice. Iar dispozitivul acela electronic se pune pe piciorul omului respectiv și este monitorizat cât spațiu are. În penitenciare nu este de mare folos în domeniul penitenciarilor, este mai curând în domeniul probațiunii și a libertății supravegheate de folosit, supravegherea electronică. De principiu se montează, există un dispecerat care supraveghează toți condamnații care sunt sub această formă de libertate supravegheată, anume supravegherea electronică, se vede exact, se poate urmări mișcarea acestea sau dacă părăsește un anumit perimetru care este indicat. Dar, repet, legislația în acest domeniu deja există, trebuie doar pusă în practică. Bun, și atunci întrebarea următoare este, și mă întreb spre tine, Lidia Mitkevici, ce pedepse ar trebui incluse, ce infracțiuni ar trebui incluse în această nouă inițiativă legislativă, avem și legea efectivă și ne explica doamna Paula Iacob opinia dânsei, ce s-ar încadra în acest domeniu. Tu ce spui? Probabil că pentru pedepse mici sunt infracțiuni fără violență. De obicei, tot ce înseamnă agresivitate, tot ce înseamnă lovire, primesc deținuții pedepse de peste 5 ani. Până în 5 ani sunt cele economice. De exemplu, Gigi Becali ar putea să se încadreze în acest barem. Dar este vorba numai de arestul la domiciliu, nu și persoanele care sunt puse în libertate. De exemplu, în liberare condiționată. Cineva are 5 ani și la 3 ani poate fi pus în liberare condiționată și să-l ai sub supraveghere. Nu. Arestul la domiciliu înseamnă pe un perimetru, așa cum este în Statele Unite, pe un perimetru de 50 de metri, ai brățara la picior, ai sistemul în casă și în momentul în care ai vrut să ieși din casă, sună acel aparat care este conectat undeva la penitenciar, de exemplu, noi va trebui să intrăm în posesia acestui sistem, de cum spunea domnul Dumitrașcu, sistem de supraveghere electronică sau sistem de monitorizare. Practic nu are voie să iasă din casă, pentru că dacă i-ai da pe stradă unui deținut brățara, atunci toată lumea ar ști despre ce e vorba și s-ar uita la el ca la... Tragem concluziile pe această temă. Vă rog, domnule Dumitrașcu, vă rog. Aș face o observație. La momentul actual, sistemul penitenciar, și am tot spus-o, este într-o criză financiară profundă. Suntem foarte aproape de blocaj. Ar fi o soluție. Asta este de știre, domnul Dumitrașcu. O nouă investiție într-un sistem de supraveghere electronică, probabil că ar fi foarte dificil acum. Sigur că pe termen lung este o variantă și ar trebui să ușureze penitenciarele de povara financiară și, până la urmă, nu penitenciarele ca instituție, cât plătitorul de impozite. Vă mulțumesc. Însă nu văd această propunere realizabilă acum, la acest moment. Vă mulțumesc că a fost domnul Sorin Dumitrașcu în direct cu noi. Lidia Mitkevici, îți mulțumesc pentru prezența în studio. O altă informație de ultimă oră, chiar acum.